Bună ziua, dragii mei, sunt Orotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, luna venus, a de nord, în berbec, etalare care vine după, da, după o oarecare întârziere. Am stat pe gânduri dacă să mai fac etalări pe zodi și se pare că unii oameni preferă în continuare etalările pe zodii. Așa, în timp ce am înainte să începe talarea. O fi un mesaj pentru cineva. Unii dintre voi ori aveți probleme cu mașina, ceva nu merge într-o privință și trebuie să descoperiți acel ceva care este problema sau piedica într-o. Poate să fie o chestie care ține de o călătorie sau un proiect ceva nu merge, ceva nu merge, dar în mod special, poate că aveți unii dintre voi probleme cu mașina. Un mesaj, da? Făceți abstracție de, de restul, da? Pentru cine o fi. În continuare, în timp ce am amestecat cărțile pe care le voi folosi, a vrut să se arate șase de cupe. Șase de cupe o energie foarte frumoasă, o energie echilibrată, da? Șase, trei și trei. Dar ca să ajungeți la această energie echilibrată, trebuie să lăsați în urmă niște lacrimi. Și să vă, vă pregătiți sufletul pentru, pentru o anumită întâlnire. Poate să fie și o colaborare. Poate să fie și colaborare în, în acea problemă cu mașina, da? E o colaborare în general. Evident că poate să fie o întâlnire cu suflet pereche și suflet pereche poate să fie oricine. Cineva care te vindecă și un doctor poate să fie sufletul tău pereche o perioadă. Pereche, de, da, sau uh, tovarăș de drum în, într-o perioadă, tovarăș care te ajută. Te ajută cu empatie. Pentru că sufletele perechi au empatie față de celălalt. Evident că înseamnă mult mai mult acest șase de cupe. Poate să fie o împăcare, poate să fie cu cineva, oricine, nu vă proiectați musai persoana, eu știu, cu cineva, și certa și gata, vă împăcați. Poate vă împăcați cu altcineva și poate nu-i vorba musai de o împăcare. Vă întâlniți după o perioadă de pauză sau după o distanță după niște chestiuni. Ce e iar foarte interesant, oare cum le-am pus? Da, uite că le-am săpăcit, da. Setul de cărți s-a oprit la 3 de spade și la, la împărăteasa și 9 de spade. Pe după o parte, pentru unii știți bine, știm că aveți o dezamăgire, aveți un blocaj cu de spade, un blocaj mental care din cauza acestei despărțiri, nu despărțiri, poate o fi și despărțire, dezamăgire vreau să zic, de orice natură, nu vorbesc muzai de dezamăgire amoroasă, dar orice, orice, da? Um, o dezamăgire v-a blocat felul în care abordați niște situații și aici trebuie tra transformat, mai ales că apare 8 și ieri a fost 8-a, 8-a. Încercați cât puteți să vă reprogramați în această zonă armonioasă, empatică, plină de suflet. Pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, evident, posibil mama dumneavoastră își face griji pentru această suferință a voastră. Suferință datorată unei persoane mai autoritare, poate să fie și tatăl, da? împăratul și împărăteasa, da? poate să fie și tatăl care este mai autoritar, încearcă să-și impună forța, poate că pentru unii tatăl sau un profesor sau o figură masculină a spus niște vorbe grele și atunci mama își face griji da? Și mama care este reprezentată de, de Venus încearcă să, să creeze, să zic să vă împăcați sau să, să valine suferința pentru unii dintre voi. Ia uite, Eremito, Ana, O, trebuie să analizați o situație toxică. O adicție pentru unii, o tendință a cuiva, poate tendința a acelei persoane, dar știți că persoanele din jurul nostru. Ne învață niște lucruri, da? Ideea e să învățați să nu faceți ca ei, da? Dacă ei vorbesc urât, să nu vorbiți ca ei, dacă ei au tendința să fie prea materialiști, prea legați, cu multe atașamente sau adicții sau așa, analizați. Voi, Eremitul caută steaua, da? Posibil, în septembrie, să găsiți niște soluții la aceste tendințe ale cuiva. Poate să fie și a voastră, tendința voastră de a fi prea pesimiști, da? E un diavol acolo. Oricine poate fi în acea poziție, da? Chiar și cei care caută lumina se mai întâlnesc din când în când. Dragii mei, chiar și cei care sunt evoluați se mai întâlnesc din când în când cu diavolul. Mai există teste, da? Teste de rezistență. Să nu uitați și știți bine că am dreptate. Să nu uitați că și Isus care este cea mai înaltă formă de spiritualitate manifestată pe pământ, da? Și Isus a fost tentat, a fost uh, testat de diavol, în postie în timpul postului, apropo că suntem în post, dragii mei. Nu înseamnă că dacă ești într-o anumită poziție, gata, ai scăpat de teste și de greutăți. Nu. În continuare trebuie să muncim. 8, iar 8. Da? Iar 8. Iar 8. Să muncim în transformarea noastră, să ne găsim noi abilități. 8 opt de, opt de monede are multe abilități, multe calități. Acum, hai să vedem din aceste de cărți. A apărut călătoria și integritatea. Trebuie să alegeți. E un moment de alegere. Poate că a fost mai în trecut, poate că acum, că tot iau. A, dar ce frumos. Nu, nu e așa că e frumos cum uh, vorbesc cărțile. 8-8. A -a. Știm bine că a fost un portal. Este încă un portal energetic, da? Și cum uh, o să pun și în titlu. Etalarea este din perioada 8 a 8 a 9 a 9 alt portal 9, da? 8 înseamnă transformare, 9 înseamnă creștere spirituală. Trebuie să alegeți. Da, două direcții, între două direcții, întuneric și lumină, în ce zonă mergeți? Pentru că dacă vreți să mergeți în lumină, trebuie să fiți integri. Și aici este lecția destul de greu, de, e foarte greu de de manifestat această integritate. E foarte greu. Trebuie să aveți înțelepciune, trebuie să... Trebuie, trebuie, trebuie. Trebuie să fiți vulnerabil uh, cu voi, dar uh, să vă vedeți frumusețea și în punctele cele mai vulnerabile. Și dacă există persoane care vă tentează din când în când, asta gândiți, gândiți bine, ce este 23, este lumea și exă, interesant, lumea și împărăteasă. Nu lumea, pardon, judecata și împărăteasă. O renaștere, deci energia feminină renaște într-o nouă direcție, integră. Și când vorbesc de energia feminină, nu vorbesc doar de femei, și bărbații au această energie feminină. Poate unii dintre voi ați fost învățați în familie că am văzut diavolul, da? Ați fost învățați și am văzut și împăratul foarte autoritar să gândiți despre femei într-un anume fel, că femeile sunt bune doar la pace la cratiță, eventual, sau că pot fi folosite într-un anume fel. Știți bine că există oameni, foarte mulți oameni, care încă trăiesc în această programare mentală. Aici este, dacă vreți să alegeți această cărare luminoasă, trebuie să vă schimbați felul în care vedeți energia feminină. Nu mai vedeți cu coarne, da? Vedeți, adevărata e frumusețe interioară, nu doar frumusețea exterioară. Ce mai este? 10 cu 7, 17. Îmi scapă acum, s-ar putea, dacă nu greșesc. 17, da? 7 și 18 este numărul stelei. Da? Aici este trebuie să deveniți unii dintre voi, ori dacă știți că până să deveniți trebuie să vă inspirați. Aveți pe cineva care vă inspiră, luați-vă un model integru, moral, care să vă inspire în această nouă direcție. Rugați-vă pentru că ăsta înseamnă și rugăciune și credință, rugați-vă ca să faceți față în această călătorie, că nu înseamnă că dacă mergi spre lumină nu mai întâlnești și zone de umbră, nu neapărat va fi noapte totală, dar vor fi și păduri, da, vor fi și obstacole, da, până să ajungeți în această zonă luminoasă, am zis, sunt tentații tot timpul. Și iar pentru că e vorba de stea 17, e o călătorie, da? Poate să fie o călătorie la o pe o distanță îndelungată sau această călătorie de creștere spirituală va dura, nu înseamnă că o faceți într-o într lună, în această perioadă 8-8-9-9, dar eventual primiți niște informații, Doamne ajută, Vom vedea ce alte mesaje mai vin. La capătul setului de cărți s au oprit și parcă nici n-aș mai trage o carte. Hai, așa în fața voastră. S-a oprit la 10 de cupe. Aici este. Iubire, înțelegere, intuiție. Energia aceasta feminină, sublimă. Ia uite și semn de foc. Semn de foc care trebuie să renunțe la măști. 5 de aer, trebuie să renunțe la măști. nu e vorba doar de semn de foc, e vorba de energia noastră, că puteți să fiți orice zodie și să aveți lună în berbec, da? Sau ascendent. Vorbim de energie nu de zodiu mă, special. Trebuie să ajungem la această împlinire emoțională și spirituală, că 10 de cupe nu înseamnă doar emoții, sunt emoții uh, care se manifestă nu doar într-o lume pământeană, în apele pământene, dar și în apele, știți bine că, pf, adică nu știu dacă știți bine, depinde de, de cultura voastră generală. Există un ocean planetar, un ocean astral, da? Oceanul se manifestă și în alte planuri, de da? zic că emoțiile acestea pot fi și în alte planuri, nu doar în plan terestru. Și aici este păcălealea, abundența asta, da? Să nu se manifeste doar la nivel terestru, material, pământean, da? pentru că e dragonul. Ci să vă dați măștile jos și voi, orice zodia să fie valabil pentru toți. Acum chiar dacă vorbesc la berbeci, e valabil pentru toți, da? Și să manifestăm echilibru între... Apropo de ce am zis, da? Fără să mă uit la cărți. Am zis bine, dar manifestăm echilibru între masculin și feminin. Ca să ajungem la această culme, 10 de apă această energie suprim, sublimă și superbă. Energia pe care... A, zis că mai scot încă una. Hai să mai scot încă una pentru voi. Ok. Iau. Desire. Ce am zis eu? Unii dintre voi ați dorit... Ori sunteți căsătoriți și doriți pe cineva, apropo de integritate, doriți pe cineva în afară căsniciei și aici trebuie să vă echilibrați no, uh, 11 de aer. Aici este o carte în plus, bine, sunt mai multe în plus la aceste de cărți. Minte și, și corp. Uh, trebuie să vă echilibrați mintea și corpul. Uh, corpul dorește ceva și mintea poate să dorească ceva, dar sunteți în echilibru? Plus, iar, integritatea. Dacă cineva este căsătorit, cam greu să-ți să materializezi această dorință. Poate nu-i dorința voastră. Iar 20 este judecată. Iar ne, ne raportăm la 20, 20 și aici 20. Judecata. Judecați bine ce doriți. Eventual, cineva trebuie să judece ce dorește, ce dorește, ca să rămână integru, ca să poată manifesta această nouă direcție. Nu ne putem opri în acuzații și autoacuzații și acele măști ca asta înseamnă, ne păcălim gândind că noi nu suntem merituoși sau că noi am fost păcătoși și nu ne putem schimba și că asta e, toată viața o să fim așa sau că suntem pe pământ și trebuie să, să trăim într-un anume fel nu, nu, plus că știți știți unii dintre voi că pământul se schimbă și că se separă cele două lumi, da, lumea nouă și lumea veche și suntem în acest plin proces de transformare și de pregătire pentru lumea cea nouă, la capătul setului de cărți iar cinci de apă. De, de, la 5 până la 10 e ceva cale, da? E ceva, iar apă, ceva cale. Știți că broasca sta să are o cale lungă de străbătut, trăiește mult. Este a opta carte, iar trebuie să transforme și să schimbe energia într-un mod creativ. Căutați și metode creative de a vă recrea lumea emoțională. de a vă recrea lumea emoțională. Suntem în zodia leului. Leul este ca, reprezentat de casa a cincea a copilului, a creativității. Apropo de stea, steaua aceasta pe care probabil că cineva vă, vă ghidează pe unii dintre voi, până veți reuși să fiți voi steluțe sau stele în mediul în care funcționați. Dar ca să fiți în acea poziție, nu uitați că trebuie să fiți integri. Steaua nu poate să strălucească dacă are ceva peste ea, dacă o acoperă, o umbră, da? Energia pe care ar trebui să o aveți în această perioadă, cei cu soarele, ne venit să ascendem în Nord în Berbec. După cum vedeți, am schimbat un pic stilul în care fac etalarea. Încă o dată. O, okay. oh, șoricelul. Vă faceți griji. Am văzut, da? 8 de spade mai devreme. Dați în urmă, vă faceți griji. Prea multe. Despre ce se întâmplă lume, despre virus, despre atacurile care... la care trebuie să faceți față. Poate nu doar virus, poate sunt oameni care vă vorbesc într-un anume fel. Mai iau încă o carte. Mai vreau încă o carte, iau. Iar e vorba de o transformare energetică. sunt toate ceacre trebuie să vă aliniați ceacrele ca să intrați în această vibrație înaltă, pentru că deocamdată există, ia uite, o energie mentală, iar opt de aer, da? O energie mentală destul de negativă ca să intrați în această energie emoțională, cavalerul de cupe cu alte cuvinte, sau levă, da? Ca să vă atrageți perechea, perechea sau flacărea geamănă, mai aveți un pic de lucru. Mai aveți? Apropo de integritate, de alinierea ceacrelor, în momentul când un om este, are cea, toate ceacrele aliniate, nu are cum să mai fie imoral. N-are cum. Dacă există ceva, o problemă, înseamnă că e ceva în neregulă. Și nu e vorba doar de moralitate. E vorba de mult mai multe, da. Ia uite și foc. Foc și pământ. Poate aveți pe cineva în preajmă șopârlița și șoarecele. Poate aveți pe cineva în preajmă care e foarte temător, paranoic de ce se întâmplă și vă poate transmite această stare pentru că șopârlița preia din mediul înconjurător mare grijă. Dacă mediul este roșu, șopârlița se transformă în roșu. Dacă este verde, roșu, știți că e agresivitate. Poate să fie și obsesia, dacă cum e aici, obsesia pentru stabilitate. Au ce facem, că se duce sistemul de râpă. Nu avem noi treabă cu sistemul dacă noi creștem spiritual, pentru că nu ne mai interesează vechiul sistem, pentru că noi ne, ne concentrăm către creșterea noastră spirituală și către calea de lumină, da? Care nu include sistemul în care am trăit până acum. Pentru cine vrea să înțeleagă, evident. Dar mare grijă. Deci, pentru unii dintre voi, nu contează semnul, dar chiar dacă sunteți semne de foc, în această carte nu nu se exprimă atât de mult felul în care acționați, ci felul în care vă raportați la mediul înconjurător. Dar sunteți foarte intuitivi unii dintre voi sau trebuie să fiți, cum am zis mai devreme, trebuie să fiți, să vă dezvoltați intuiția. Da? Și trebuie să alegeți calea. Și în momentul în care ați ales o să nu vă mai lăsați influențați de ce se întâmplă în jur, pentru că una este calea și alta este mediul în care stăm. Calea este înainte. Mediul este aici, pe loc. Cu alte cuvinte, nu trebuie să stați pe loc. Am zis, dacă este roșu în joc jopărlița se transformă în roșu. Dacă e verde, dacă trăiți într-un mediu plin de armonie, da? Că am văzut șase decupe. De dragoste. Atunci și voi puteți să vă vindecați și să-i vindecați și pe ceilalți. Mare grijă. Mare grijă. Aveți de ceva de învățat din această etapă. Nu vă mai faceți griji, dar nici nu preluați da? din ce se întâmplă în jur. Încercați să vă... Pentru cine o fi încercați să fiți original, nu știu de ce așa am simțit nevoia să vă transmit, încercați să fiți original, să nu vă confundați cu mediul, ia uite, e energie, ia uite, e o energie foarte, wow, pantera, hiena, și bursucul. Iau te, pantera și hiena semn, reprezintă semn de foc. Da? Și bursucul semn de pământ. Posibil cineva cu marcaj în semn de pământ este foarte uh, speriat, temător, intimidat de această energie. Dar mare grijă. Și energia aceasta negativă, pantera, nu e obligatoriu să fiți voi semn de foc. Este manifestarea felul în care acționează un alt personaj. Un alt personaj este păunul. Pe pe unul care este mândru și poate să fie uneori ia uite, Pentru că știe că e privit, poate să, uneori, să fie uneori gelos, poate să fie uneori sarcastic. Da? Asta din cauză că, da? Undeva, în străfunturile sufletului său, există o, o nesiguranță. Și știți bine că cei care sunt nesiguri așa se poartă acum, trecând peste această posibilitate. Dacă sunteți voi în energia asta, eu sper să vă schimbați. Doamne, ajută să vă schimbați, pentru că nu mi-aș dori să fiți voi aici. Dar posibil să fie alte persoane alte persoane. Ori alt personaj cu marcaj în semn de foc, ori alt personaj cu marcaj în semn de pământ. Unul dintre voi să fiți intimidați, da? să fiți înfricoșați și celălalt să aibă tendința să fie, mai, cum am zis mai devreme, mare grijă să nu preluați. Da? Să nu preluați. Învățați lecțiile, dar nu înseamnă că vă confundați cu ele. Hai să vedem ce alte mesaje. Că am că Eu te luna, confuzie emoțională. Regele de monede. Regele de monede. Iar vrea să apară probabil un bărbat, un bărbat căsătorit, un bărbat cu o poziție soci socială, profesională, financiară deosebită. Poate să fie tatăl vostru, profesorul vostru sau un bărbat. Da. Ia uite și întrebăstiți. Iar trebuie să alegeți. Ce trebuie să alegeți? Cum manifestați acest nou început? Trebuie să alegeți, să analizați. iau asul de cupe, asul de monede. Dar ca să aveți acest nou început, trebuie să vă transformați mentalul Semnele de foc. Cavalerul de gote. Ne amestec dată și fac cum fac. Cât am vorbit? Wow, 20 de minute. 5 ori, trei ori. Okay. Cinci de spade. Am zis că cineva în mediul vostru ne... neechilibrat sau dezechilibrat. 3 de cupe. 1, 3, 4. Uuuh! Am dăm 5, că nu-mi place. Blocați această energie. Blocați această energie. Posibil să fie și acasă, dragii mei. Da? Posibil să fie și acasă. Posibil să fie și la locul de muncă. Posibil să fie cineva căsătorit. Că tot am văzut regele de monede. Tot am văzut ce am mai văzut. Parte 10 de monede am văzut și mai devreme aici. Da? Când am scos desire. Desire și 10 de monede era. Da? Există niște conflicte. Hai să le și clarific. Să mai dăm o dată și apoi clarific o dată. De două ori. Să clarificăm. De trei ori. Să le și clarificăm. Merbit cuților. spânzuratul. Împăratul reapare. Vedeți aici, o, îmi țin camera că încă se mișcă. N-am avut timp să... Puterea, Magician, ma magician, cu șapte de spade, clar și asul de cupe. Vedeți cărțile, da? Hmm? Vedeți? De unde să le pun eu? Cum să așez eu camera ca să vedeți? Cam așa. Cam așa e. Mai, mai. Nu știu cum să-mi pun camera, că încă. Eh, cât de cât. În principiu, vedeți aici, da? să le dau un pic mai aproape. Da? 9 de, de băte, e ultima carte. Acum, spânzurat împăratul puterea, magicianul și șapte de spade, mami. Și asul de cupe. Cineva își blochează dragostea. Cineva își, da, o blochează. Dacă voi sunteți cei care blocați acest as de cupe, o blocați pentru că știți bine. Sau, cum să zic, blocați neapărat dragostea. Închideți oarecum ușile sufletului vostru față de cineva care vă creează conflicte mentale, care eventual va bărfit, a vorbit urât, urât sau are practică niște jocuri mentale sau e invidios într-o formă sau alta și vă ține în stand-by prin, prin, spânzuratul. Acest personaj trebuie să, să, se conecteze la spiritualitatea sa, să învețe să, să gândească altfel, mai, mai ancorat în lucrurile înalte. Apropo de integritate, integritatea înseamnă foarte mult. Da? Acest personaj probabil că vine sau a venit sau Așa simt, măi, Simt că e un personaj care nu-i tocmai e curat. Aia zic, mare grijă cum vine. Da, vrea să vină să se împace cu voi. Ok, vine șase de spade, vine spre voi, ca să se împace cu voi. dacă mai ales dacă sunteți născuți în martie. Trei de cupe, da? Pentru că lângă voi își găsește puterea într-o formă sau alta. Dacă voi sunteți niște berbeci empatici empati sau berbecuțe empatice, își găsește puterea, da? Într-un fel sau altul îi temperați, îi alinați, da? Acest împărat, da, primește atenția aceea cu, pe care își o dorește, da? Dar, dragii mei, apare acești șapte de spade. Dacă acest personaj are tendința să vină și să plece și să nu spună adevărul pentru că este clarificat de magician. Vedeți și voi, șapte de spade și magician. Magicianul poate să fie un manifestor, dar poate să fie și un manipulator. Dar Care zice, ah, da, am venit cu dragoste, te, te, te iubesc, draga mea, iartă-mă, dragul meu, iartă-mă. Dar mare grijă, eu zic să blocați, măcar o perioadă, măcar o perioadă până crește acest personaj, apropo de integritate, dacă vreți să alegeți lumină. Nu întâmplător au venit, dar nu vă lăsați intimidați. Dacă voi sunteți aici, șoricelul, chiar dacă sunteți verbeci, măi, oricând există cineva mai puternic decât voi, da? Da? Dacă există acest personaj în viața unora, vă rog frumos să fiți precauți și învățați din rănile voastre, pentru că aici este chiron. Chiron rănit, da, stați în picioare, vorbiți în spate, aveți gardurile voastre, ieșiți în spatele, în fața gardurilor, adică nu primiți lucrurile defensiv, ca șoricelu, da, sau ca ursucul, dacă sunteți voi, că totuși e semn de foc, nu primiți lucrurile defensiv, rezistați în fața acestui personaj care a cumpărat o puterea magiciană, oh O! Oh. O! are o calități persuasive, vă poate convinge de foarte multe, că de fapt voi gândiți greșit, nu ei. Păcat că acest as de cupe apare în acest context. Păcat că apare în acest context. Eventual, între timp, bucurați-vă da, de, de prietenii care vă dau putere la modul sincer, pentru că sunteți înconjurat de azi că alegeți. Dacă ați ales o anumită cale, va trebui să vă alegeți și oamenii care vă susțin tovară și de drum, de drum vor fi diferiți. Dacă veniți într-un mediu, să zic, de stradă sau eu știu de care, da? Foarte Toxic, am văzut diavolul. Toxic poate să fie și mental, și acasă, oriunde, da? Am zis, poate să fie și acasă, și pe stradă, da? Separați-vă de aceste energii, eu așa le văd, ia uitați. Ia uitați. Așa, așa le-aș le -aș pune. Da? Voi puneți blocaje. Puneți. Adică, nu, v-a zis, nu blocați, nu în sensul defensiv, e o mare diferență. Stați în picioare, ascultați. Fiți pe poziție. Fiți pe poziție. Păstrați-vă, eventual, dragostea, da? Compasiunea, empatia pentru cei care vă înțeleg, pentru prietenii care vă înțeleg, pentru prietenii care vă dau putere, vă alină, vă susțin în transformarea asta prin care trebuie să treceți. Da. Puterea înseamnă foarte mult. În acest context, simt că cine are această tendință despre care am tot vorbit, da? Aute. Și ar dori această împăcare, această întâlnire, da? Să ieșiți la o întâlnire, să vă simțiți bine, da? Din ego, da? Din ambiție. Puterea înseamnă și ambiție, da? Pentru că aici este împărat, o să nu uităm. Hm. Uite, judecata, cineva vrea să renească, că tot am văzut șase de cupe, cineva vrea să se împace, să vină la voi. Da? Te. Iar. Împărătea asta iar înseamnă foarte mult. Foarte mult. Uite, a fost o separare. Iar, turnul, separare, da? Și această separare vă face defensivă, vă învață să aveți gardurile, cum să zic, personale, să vi le întăriți sau să vi le ridicați în cazul în care n-ați avut granițe personale bine delimitate. Trebuie să delimităm granițele personale, nu oricine poate să intre în sufletul nostru. Dacă intră încălțat, cu atât mai mult. Pentru că se pare că cineva a intrat încălțat în sufletul vostru și v-a adus dezamăgiri. Evident că ei vor zice la fel despre voi, că așa se întâmplă, da? Dar acum vorbesc despre berbeți și țin cu ei. Poate acest personaj să-și facă griji. Cum ar putea să manifeste dragostea, dar și își dorește împăcarea. Acest personaj frumos. Dar aici este. Transformarea cuiva se întâmplă în timp. Judecați bine. Judecați bine cum. Fiți atenți la fiecare semnal. Fiți atenți pentru că nu mai vreți să treceți prin suferință, da? Încerc să nu. Vă proiectez iluzii. Încerc din toate puterile nu știu, cât apreciați. Eu nu zic, repet, nu zic să vă închideți, eu zic să fiți deschiși către vindecarea voastră. Încă mai aveți de vindecat, am zis aici este Chiron, încă mai aveți de vindecat, nu mai vreți uh, du dute vino, nu mai aveți jocuri mentale, magician, nu vine, pleacă, cineva care își dorește controlul, care vă ține pe loc. dar care încearcă să-și impună puterea asupra voastră într-o fel sau altul, da? Nu, nu mai vreți așa ceva. De-aia zic, alegeți o nouă cale gândiți-vă la integritate. Integritate ce înseamnă? Nu neapărat că ești cu cineva ca, uh, care este liber ca și tine, da? Înseamnă foarte mult felul în care vorbești, în care gândești, în care simți, în care acționezi. Așa simt, dragii mei, așa simt. A fost clarificat deja șapte de, de spade cu magician. Clar, ambele reprezintă strategie cum să vină înspre voi și să vă bucurați de parteneria, de prietenie, de, eu știu, momente frumoase. Dar, repet, dacă acest personaj, nu neapărat că a greșit, are în preajmă niște energii negative, încă mai are de, de vindecat și de rezolvat niște chestiuni în viața lor personală ca să poată să vină cu sufletul curat. Pentru că nu vreți nici să se învinovățească când vă e lumea mai bună, nici să fie blocat de X de Y din viața lor, știți? Să zicem! că acest personaj e ok, da? Dar are în preajmă niște oameni care îl invidiază sau care bârfesc sau care se luptă în continuare ca să-l țină pe loc, da? Da, e totuși un împărat și aici e un șase de, de, de spade. Cineva s-ar detașa de acest personaj, un personaj care controlează, da? Controlează. Și ca să scape de acest personaj, ar dori să se întâlnească cu voi, să zicem, trei de cupe, să-și facă putere, Puterea, da? Să se întâlnească cu voi, să se bucure. Da? Dar pentru asta trebuie să să, să pună la, la cale o adevărată strategie cum să se întâlnească cu voi. Poate să fie strateg și manipulator sau manipulatoare cu personajul de acolo, din viața lor, ca să se manifeste. Dar totuși, cât ar fi de sincer, dragii mei, Aici este. Dați-le timp să-și rezolve problemele și să-și vindece, eu știu, să-și învețe lecțiile, să-și vindece niște răni, măcar mai multe, pentru că. Aici este problema. Aici este o, o problemă. Da? Această dorință. Dorință, integritate, călătorie. Da? Călătorie. Vrea cineva să vină? Da, ok. Pentru că vă dorește. Sau poate îi dori și voi. Dar situația asta. Um, Vă ține într-o zonă curată sau vă pătează. Nu uitați că suntem într-o perioadă 8-8-9-9 în care noi ne pregătim, facem această alegere a drumului pe care vreți să-l manifestăm și orice influență. Da? Da, zic, dați-le timp! Da? Stați în picioare, ascultați! Fiți de treabă, dar. Lăsați totuși acolo dragostea aceea, euforia aceea să fie manifestată ori mai târziu, când își rezolvă treburile, ori cu altcineva, dacă acest personaj nu se va vindeca niciodată sau nu își va rezolva problemele, da? Lăsați această, această cupă să fie în mod special pentru voi, nu în modul egoist, nu, în modul înțelept. Cam atât, dragii mei. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine. Ceau, ceau!